pe acea axă de finanțare. A fost prima instituție, de fapt, care a avut un proiect pregătit și care a fost supus autorității de management pentru analize. Analiza a fost pozitivă, practic toate criteriile din pentru acea axă erau împlinite, motiv pentru care proiectul a fost acceptat la finanțare. Din nou, din câte am înțeles în discuțiile pe care le-am avut cu colegii astăzi dimineață, SRI-ul va ieși cu o explicație punctuală a obiectivelor și rezultatelor acestui proiect, tocmai pentru a se vedea ceea ce de fapt intenționează să intenționeze